Salut și bine v-am găsit într-un nou episod din vlogul meu. Da. M-am gândit astăzi să vă povestesc cum a fost prima mea zi din prima mea zi de când am venit în Anglia și de fapt nu o să vă povestesc cum a fost prima zi, am să vă povestesc cum a fost prima lună, prima lună de când am venit în Anglia. Am să vă povestesc povestesc așa în mare parte. Clar, prima zi trebuie să vă povestesc pentru că s-a lăsat cu nervi, deci clar. Și după aia pe parcurs, cum am reușit să mă obișnuiesc cu limba, cu oamenii, cu o altă cultură, cu locul de muncă și tot așa. Prima zi a fost una plină de emoții, pentru că vă dați seama, eu mai plecasem în afara țării, plecasem în Olanda la tatăl meu, dar plecasem pentru o vacanță, pentru vacanța de vară. Însă atunci când am venit în Anglia, am venit pe barba mea, am venit cu gândul să muncesc, n-am venit să mă distrez. Bineînțeles că pe parcursul acestor 2 ani de când sunt aici, ne-am și distrat, dar când zic că nu am venit să mă distrez, mă refer la cluburi, discotecă și să dăm un beții și toate prostiile astea, știi? Așa, și să începem cu prima zi. Deci prima zi a decurs așa. Eu stăteam la părinții prietenului meu, Cosmin. Am să-i zic direct Cosmin, dar voi să știți că el e prietenul meu. Deci stăteam la părinții lui. El era deja aici, era deja în Anglia. Și eu am venit în Anglia pe 6 februarie. Trebuia să vin mai devreme, pe la sfârșitul lunii ianuarie, undeva pe la mijloc, sfârșit, cam așa, nu mai știu exact, dar a trebuit să rezolv niște lucruri și atunci nu am reușit să ajung în Anglia decât pe 6 februarie. Și am avut zborul către Anglia din Sibiu. Nu mai știu, l-am avut seara, pe la... Nu mai știu exact, dar știu că am ajuns în Anglia pe la 7, aproape 8, ceva de genul. Apoi, când am ajuns în Anglia, bineînțeles că Cosmin m-a așteptat la aeroport, am aterizat la Luton și el m-a așteptat acolo. Avionul a avut întârziere și el se aștepta ca eu, când ies de la, din avion, să fiu foarte nervoasă, nu știu ce, stresată. El era stresat, cu nervii la pământ, că a întârziat avionul, că ce-am pățit, că nu știu ce, la telefon n-aveam cum să răspund că semnalul era dus. Eu, când am ieșit, n-aveam treabă, eram așa relaxată, ca și cum ieșisem de la baie sau de mai știu eu pe unde. Și într-o final s-a liniștit, ne-am oprit să mâncăm un sandwich, că mi-era o foame de nu mai puteam, de jur. Și n-am vrut să mănânc nimic în avion, că ai nebea cu prețurile lor, au prețurile triple. Și după ce am mâncat, am plecat spre casă, ne-am urcat în, cum se numește, autocarul ăla. Păi, că nu vine numele acum. În fine. Am mers cu autocarul până în Golden's Green și din Golden's Green am luat autobuzul până în Wembley, locul în care stau. Ca să fac o mică paranteză, până să vin eu în Anglia, Cosmin stătea în altă parte. Nu știu unde stătea, dar stătea în altă parte. De când m-am mutat eu, încă din prima zi, amândoi ne-am mutat la casa unde stăm și astăzi. Deci el înainte nu stătea aici, stătea în altă parte. Și el mi-a zis așa, deschid ghilimelele. Înainte să vii tu cu 2-3 zile, am venit și am văzut casa, dar am venit pe timpul zilei ca să văd casa, să văd cum e, curtea, bla bla bla. Închid ghilemelele. După chestia asta, fiind întuneric afară, ploua torențial, Anglia ploaie, ploaie Anglia, știți voi cum stă treaba, cu bagajul după noi, vreau să zic că ne-am rătăcit. Deci când am ajuns în Wembley, el a zis că trebuie să trecem pe lângă un supermarket mare, verde. Ăla era Asda. Asda e un fel de, să zici, un fel de Lidl, dar mult mai mare. Așa. Și am trecut pe sub un pod,
cred că de 2 sau 3 ori. Nu puteam să găsim casa, deci eu una chiar nu știam unde e casa, deci eu aveam o scuză, dar el nu știu ce scuză avea, el zicea că e întuneric, eu nu mai văd casa, eu nu pot să recunosc casa. Atât am râs, dar eram și nervoși. Eram nervoși pentru că ploua afară, eu eram obosită după drum, chiar am făcut un drum lung, 2 ore până la Sibiu, după aia încă 2 ore și ceva cu avionul, după aia am mai petrecut 40 de minute de la aeroport până în Wembley și tot așa de... Eram foarte obosită și eram și nervoasă, dar în sinea mea venea să și râd de el, că ne-am rătăcit, deci nu venea să cred, era chiar... A fost chiar și stresant, dar a fost și amuzant în momentul respectiv. Și... bineînțeles că eu m-am descurcat întotdeauna cu limba engleză. Am reușit să chemăm un taxi de la stația de metrou, de unde... stația de metrou Wembley. Am luat un taxi și taxiul respectiv nu a făcut altceva decât să treacă pe sub podul prin care noi trecusem deja de vreo 2-3 ori și am ajuns nici măcar în 10 minute. Deci n-am făcut 10 minute până am ajuns acasă. Bineînțeles că am început să râdem pentru că șoferul se uita la noi, nu știa prin ce am trecut noi, dar pentru noi era foarte amuzant. Dar într-un final am ajuns și acasă. Când am ajuns acasă, era foarte târziu, n-am mai apucat să desfac bagajele, cred că toată lumea face așa, când ajunge acasă după un concediu lung, își deschide bagajele a doua zi. Ne-am pus să dormim, am făcut un duș și ne-am pus să dormim, stăteam așa și pe întuneric ne uitam cu ochii de avan și eram atât de fericiți că în sfârșit suntem unul lângă altul și că nimic nu ne mai desparte și chestiile alea emoționante și dulcegăriile alea așa, știți voi. Eram chiar fericiți, că, deci eu una eram atât de fericită și chestia asta de nou, de o viață nouă, mă fascina atât de mult și nu știu, eu întotdeauna de când, dacă stau să mă gândesc așa în trecut, chiar mă bucur că am făcut această alegere să vin aici pentru că pe parcursul acestor 2 ani am învățat foarte multe lucruri și ce să zic, e minunat, tot ce înveți în fiecare zi e minunat, clar. A doua zi el trebuia să se ducă la muncă, dar bineînțeles că nu s-a dus pentru că trebuia să stea cu mine, să-mi arate împrejurimile, trebuia să facem cumpărături, că nu aveam mâncare în frigider, era prima noastră zi cum ar veni în casă nouă, să zici. Nu aveam nimic, deci trebuia să facem cumpărături și în prima zi a fost așa, de să ne obișnuim mai mult eu cu locul. A fost ok prima zi, deci chiar din prima zi încă rămăsese în minte drumul către supermarket, el la 10 minute, dacă mergi la pas grăbit, nici măcar 10 minute de mers pe jos de la mine de acasă și a doua zi, el când înainte să plece la muncă, mi-a lăsat niște bani, că eu încă nu aveam bani, încă nu mă apucasem de muncă, dar îmi lăsase niște bani, însă zicea ceva de genul să nu ieși afară, că era frică să nu pățești ceva, pentru că nu știam astea și aveam mâncare în frigider, bla bla bla. Bineînțeles că nu l-am ascultat, pentru că mâncarea pe care o luasem noi, vreau să vă spun că nu era de fapt mâncare. Ne-am luat toate prostiile de snacks-uri, ne-am luat așa niște de-alea roșii, de-astea așa, dar nu mâncare, adică să zici să faci mâncare să ai 2-3 zile. Și atunci, bineînțeles că nu l-am ascultat, că eu nu pot să ascult, eu tot timpul am făcut ce am vrut. Am luat geamantanul în care am avut hainele în avion și am plecat la drum. M-am dus la supermarket, am făcut cumpărăturile, m-am descurcat încă din prima zi cu banii, apoi cu limba nu mai zic, m-am descurcat. Când a venit acasă era așa, wow, și adică era foarte surprins. Ai făcut tu astea și chiar, adică nu, era fericit că m-am descurcat, știți?
Și, da, cam așa a decurs, au decurs, așa să zici, următoarele zile. După ne-am asigurat că avem toate actele la zi, cum ar fi insurance number, cont bancar, medic de familie, toate chestiile astea să fie ok și să nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. După aia, după aproape două luni, nici măcar, aproape două luni, am reușit să-mi găsesc un loc de muncă și primul meu loc de muncă a fost într-o cafenea foarte renumită, care necesită foarte, foarte, foarte multă activitate, mișcare, trebuie să stai bine psihic, fizic și din toate punctele de vedere, pentru că este situat într-un spital și acolo vă dați seama, pacienți, doctori, toți grămadă peste plaie, peste grămadă, erau la noi în cafenea. Nu știu dacă vă puteți imagina cât de mari erau de fapt cozile, pentru că era acum o coadă de 15-20 de inci, după aia 2 minute aveai timp să respiri, dacă aveai timp, după aia iar se făcea coada de nu știu câți metri și tot așa. Dar am reușit să mă integrez, am reușit să îmi fac prieteni, bineînțeles că limba engleză s-a accentuat, deci mi-am dat drumul la vorbit și mai mult, vorbesc cursiv, adică înainte vorbeam engleză, dar vorbeam așa mai încet, în sensul că mai mi-era frică, vorbeam așa ceva de genul da și dacă, dar poate într-o zi, acum vorbesc engleză exact cum vorbesc română, mă refer așa cursiv, repede, nu am treabă. Bineînțeles că încă mă mai încurc, mai am multe de învățat, dar lucrez numai cu oameni străini de la care am ce să învăț, pentru că acești oameni sunt de foarte mulți ani în Anglia și au învățat și eu învăț la rândul meu și cât trăim, învățăm. Și cam așa decurge, să zic eu, fiecare zi din viața noastră. Ne trezim de dimineață, mergem la muncă, ca oamenii de rând, fiecare muncește pentru a-și câștiga o pâine și nu mi-e rușine și nu-mi pare rău de nicio decizie pe care am făcut-o. Când avem timp, ieșim să ne facem poftele, când nu, stăm acasă și ne relaxăm. Din punctul meu de vedere, eu mă văd pe mine un om normal, nu cred că sunt diferită de voi cu nimic, că mai am eu fixurile mele, aia e altceva, toți avem fixurile noastre și, ce să zic, cam aici se încheie acest episod. Sper că v-a plăcut și o să mai urmeze foarte multe amintiri așa pe care vreau să vi le povestesc, dar cu timpul, asta cu timpul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, care este acolo jos. Și ne vedem data viitoare într-un nou episod. V-am pupat, aveți grijă de voi, numai bine!